Da. Bine, păi hai să vedem cu asta începem, cu Diana, o să începem cu felul în care au primit-o fetele, asta în primul material și în al doilea material vedem și noaptea Diana în casa băieților, dar începem evident cu fetele. Proaspăt intrată în casa mireasa, Diana făcea cunoștință cu fetele și mamele, iar Hatice se oferea să-i facă un tur al casei. Hai să-ți arăt baia, dușurile, toaleta. Și aici vă lăsați, de exemplu, machiajele, chestia. Da, uite că avem locuri pe aici, dacă eu o să le mai dăm la o parte. Mi-am adus și o placă de păr, așa, fie o nu mi-am adus. Sunt. Asta e bucătărie. Și hainele, cum le spălați? Cum le organizați să spălați hainele? Sau fiecare spală? Nu spălăm hainele împreună. Dacă... A, toate? Uh-huh. Dacă vrei să le speli împreună, dacă nu, ți-e supărat. Nu prea ai de ales unde să dormi, pentru că dormitorul celălalt e plin și o să dormi aici cu mine, Denisa și Cătălina. Ok, da. O să-ți alegi tu patul, numai că acolo e patul meu, Denisei, al Cătălinei. Astea două sunt libere. Și le spui și nouă pentru cine a intrat? Cine ți-a... Nu pot? Da, auzi? Un indiciu! Adică nu am intrat pentru noi? Nimeni în special. Puteam să spunem noi? Nu. Nu am intrat pentru nimeni în special. Dar cineva ți-a tras atenția? Da, să zic. Dacă nu vrei să răspunzi, nu răspunde. E brunet sau blond? Nu răspunde. Nu răspunde. Dacă nu vrei să răspunzi, lăsați în pace, fetelor. Nu am intrat. Dacă era Bogdan aici. Zic că nu am intrat pentru un băiat anume, zic, pentru el am intrat să cunosc. Nu că așa e, dacă zici că e tu gata. Da, ai urmărit emisiunea? Foarte puțin. Ce ai observat din tot ce vă spun acum? Da, adică n-am observat nimica concret. Da, așa despre noi, fiecare în parte, așa. Nu pot să zic, că nu vă cunosc personal, adică din afară se vede tot ok. Mm-hmm. Asta e că mă gândeam, zic, na, emisiunea e destul de avansată, voi deja vă cunoașteți cât de cât între voi. Noi n-am ajuns să ne cunoaștem nici acum. Nici acum, așa e. Cel puțin cu băieții, nu prea. Dar Sabrina, am văzut că da. S-a cuplat deja, așa e? Dacă vrei tu... Tot n-am să mai prești, las fata să mănânce, știi că nu-i frumos să vorbim când mâncăm. Pot să fiu și o gazdă bună sau nu? Păi da, dar după, și eu aștept ziua, dar după. Ești problema. Hatice și Irina își găseau ocazia perfectă să tragă câteva impresii despre Diana, speculând ideea că aceasta a intrat în casă pentru Mihai. Ești suspicioasă? Da? Nu, dar o să ne dăm seama de cine a venit, știi? Ei, n-am ce treabă. Parcă el zicea că trebuie să fie din prima. Îți crezi că a fost din prima? Eu n-am văzut nimic, de exemplu. Ba da. Da? Da. Fă bune? Da. Vă vrei să văd? Da. Adică asta cred. A fost ceva. Nu prea a reușit să o privească. Când zicea doamna Simona să uit la ea. Mihai, vrei să întreb ceva? Nu. Dar uite-te la el, iar ai luat poziția aia. Uite ce ochi frumoși are. M-am uitat. Și cam așa a fost și la început. Cu tine? Reacția cu noi. Gen, cu Denisa apărea când îi plăcea, când aveam ce treabă, dar îi plăcea oarecum. Mie mi se pare că n-a fost nimic. Nu să vedem ce zic eu. Tu ce crezi, pentru cine ai intrat? Din Dani și Mihai. Sau chiar pentru amândoi. Eu am zis că cred că Mihai. De eu am zis în prima descriere. Mamă, ce drăguțe sunteți. Îmi pare rău, ți-am zis. Asta e părerea mea, asta pare, cred. După descriere. Uh-huh. Îți ia calmitatea de la Diana și o pune la tine și ești perfectă. N-am nevoie. Nu vreau să fiu perfectă pentru nimeni. Care nu mă place așa cum sunt. Așa e. Fetele încercau o altă abordare cu Diana. Poate aflau pentru cine a intrat. Da, chiar și așa, dacă te punea să ieși la date.
Cum? Dar nu a avut nicio variantă, deci asta a fost. Da, zicem așa în timp, dar în teorie. Și noi așa, o variantă de-a noastră. Pe moment, care simțeam așa mai... Și n-ai simțit. Cred că închidea ochi și făcea. Păi trebuia, adică nu avea de ales. Trebuia să alegi atunci, n-avea. Dacă spui eu nu-ți mă duc și-ți fac un 3-in-1. Noi insistăm cu întrebarea asta, că noi ne-am învățat să ne făstăcim una de alta, știi? Noi nici ne vine să credem că ăsta e adevărul, că tu n-ai venit pentru niciun băiat, să înțelegi? Nu am venit, am zis, nu am venit anume pentru un băiat anume. Da, spui care pot să zic. Și da, da, ai foarte mare grijă ce spui. Dacă mâine spui că tragi de cineva toate astea pe care le vezi, o să fii în capul tău. Ai spus că n-ai venit pentru nimeni. Păi eu am zis, de exemplu, în prezentare, am zis că este un băiat care vizual mi-a plăcut. Care? Hai să vă spun un secret. Nu, pot să-ți spun eu? Da, așa sunteți pe ea, mă, fetelor, știți cum? Caciorile pe un pui. De cuvântul meu. Așa așa o luați. Fetele care au băiatul de ales, probabil, vreau să știu, da? Știm, uite, vrei să-ți spunem adevărul pe cine credem noi? Vrei să-ți spunem? Pe cine crede Denisa? Nu, mai pe exact. Cine credem noi? Mihai. Da. Da. Nu, m-am glumit, e Dani. Dar vizual, așa, cine ți-o atras atenția? Vizual? Da, toți, zi Diana, toți. Vizual, e destul de ok. Toți. Primul impact. Adică băieții care sunt înalți în casă mi-a plăcut. M-am auzit a doua frază. Băieții înalți în casă mi-a plăcut. Mihai, stătea așa. L-am văzut, doamna Ana. L-am văzut, doamna Ana, am văzut totul. Da. Ai întrebare, Mihai, nu! Dar uită-te la ea, m-am uitat! Dacă te uita și avea vreo chimie. Eu cred că o are. Nu știu cum să zic, da! Dar oare Diana s-a simțit încolțită de tirul de întrebări și Hatice se gândea dacă a exagerat? Ți se pare că am sărit pe ea? Nu, mi se pare că am sărit pe ea. Păi este normal, frate. Deodată ce eu am interes pentru o persoană și clar poate că eu vrei să știi dacă ai intrat pentru acea persoană sau nu. E normal să știu cu cine am de-a face. E logic. Nu că am sărit mai tare pe tine decât pe ea? Da. Da? Eu am zis că nu. Denisa, știi de ce i s-a părut că nu? Că nu, pentru că și ea sări pe ea, pentru că și ea încă nu era un cuplu cu Dima când a venit Simona. Și era între Dima, Mihai... Da, pentru că ai înțeles? Multe persoane au auzit Dima, dar la Dima... Păi cum ai ești liniștită? Nu, tocmai. Acum ești liniștită, că știi ce ai în partea aia altă și e normal că ți se pare că noi punem prea multe întrebări. Dar atunci pe Simona am sărit toate. Da. Adică pe ea am primit-o... Super. Frate, da. N-aveți cum să spuneți. Niciodată, nu. Suntem minunate. Da, una mai minunată ca alta. Așa, din fotoul meu roșu, se vede că da, ați cam sărit pe ea. Adică nici n-a apucat să răspundă. Și cu tare, și cu tare, și cu tare. Cum te-ai simțit, Diana? Nu avea probleme. Adică era normal să mă întrebe, să fie curioasă, nu. Dar voi cum ați auzit discuția băieților de ieri din live cu... Ni s-a dat pe televizor. Ați uitat la televizor? Ni s-a dat pe televizor din casa lor, da? Înțeles, am înțeles. Da. Cum vi s-au părut fetele băieți? Vocale. Fetele sau... Fetele, așa, cu Diana, cum au luat-o. Foarte săritoare așa pe ea. Nu vrei să știi ce s-a întâmplat cu Simona? Da. Ce i-am făcut Simona? Dar ce contează? Adică nu facem concurs cu care ați fost mai afurisite. Păi, dar nu știu ce să zic. Nu am fost afurisite. Adică eu n-am simțit. Ești tu drăguță, dar eu n-am nici interes, eu pot să zic că... Cine a fost mai nesigură? A pus cele mai multe întrebări așa legate de respectivul cu care poate vrea să intre într-o cunoaștere, da. Da, na, eu știu că e foarte greu pentru oricine intră pe parcursul sezonului, că am zis și este deja ca o castă, tu, Denisa, ar fi trebuit să știi că ai trecut prin asta. Da. Și tocmai de asta n-am... Nu, no, n-am. Deloc, ce să zic. Ne-am uitat la filme diferite? Nu cred, adică ce am glumit sau... Chiar nu. Ce ziceți, doamna Eleonora? Eu am spus atât. Vi s-a părut? Au sărit? Da. Da, fără să se supere fetele. Și dacă nu o băgam în seamă, era la modul de ce o... Este, cum s-a mai zis, tonul face muzica. Deci,
trebuie luat un pic altfel omul. Ca un oaspet pe care îți vine în casă, nu cred că îl toci. Da, acum ce să facem dacă au simțit o primejdie? Aia e altceva. Deci, încrederea în ele au dus spre... Nu prea au încredere. Se pare că nu. Doamna Loredana, ce ziceți? Unde sunt? Așa, că erați acolo. Cum vi s-au părut fetele? Eu am luat-o în glumă, eu am luat-o în spirit de glumă. Nu le-am crezut chiar atât de aprice. Glumă, glumă, da. În spatele glumei este un adevăr. Nu, n-au încredere în ele și au luat-o. Ei mult spus că n-am încredere în mine. Cum să n-am încredere? Doar eram curioasă așa de chestii, de asta am și pus întrebările, nu că... Să ne pregătim. Ei mult spus, cum să n-am încredere în mine? Întrebat-o de câteva ori dacă se simte inconfortabil, dacă a înțeles că e de glumă, exact. Dacă... Ba chiar râdea și ea cu noi la chestiile pe care le spuneam. Da, acum să vedem.